Domnule primar Cherecheș, cum vedeți, acum după câteva săptămâni bune, competiția, rezultatul competiției pentru desemnarea capitalei culturale europene, ați fost finalist prin municipiul Baia Mare, alături de Cluj, București, ceilalți perdanți în beneficiul Timișoarei. A fost Timișoara cea mai meritoasă în campania? Cred că vă voi surprinde cu declarația mea, mai ales prin faptul că astăzi, din punct de vedere administrativ, nu reprezint municipiul Baia Mare. O reprezint din punct de vedere formal, reprezint comunitatea prin votul pe care mi l-au acordat cetățenii, dar vreau să vă spun că în această ecuație de a nominaliza Capitala Culturală Europeană pentru 2021, bineînțeles că a intrat și un jucător nou la un moment dat și acest jucător se numește DNA. Și scoțându-mă pe mine din joc, bineînțeles că șansele municipiului Baia Mare, pentru că eu am inventat acest proiect, eu am făcut toată structura pentru a câștiga Capitala Culturală, eu am făcut echipa care să susține acest lucru, eu nefiind prezent, organizarea nu a fost cea mai potrivită. Bineînțeles că din programul pe care l-am propus inițial și lucrurile pe care le aveam de făcut, multe n-au fost făcute sau n-a arătat municipiul care capacitatea să fie serios în a duce un proiect până la capăt. Consiliul local n-a înțeles rolul pe care îl are, acela de a puncta câteva proiecte esențiale. Cel mai important proiect în caietul de candidatură, caietul inițial cu care am intrat în finală, a fost de a achiziționa platforma Cuprom, vechea fabrică de aur și de cupru, o suprafață de aproximativ 50 de hectare, unde să facem în România un parc pentru industrii creative. Era un proiect care am făcut ca Baia Mare să intre în finală, dar eu fiind pus în paranteze de către DNA, bineînțeles că n-au mai reușit cei din Consiliul Local să achiziționeze această platformă industrială veche și contaminată și care a adus, pe lângă bunăstare, pe de o parte, a adus și multe necazuri și multă suferință și multă poluare și multă boală în Baia Mare, dar a făcut ca un astfel de proiect să nu mai poată fi dus la bun sfârșit. Din punctul meu de vedere, Baia Mare este adevăratul câștigător, pentru că nimeni nu se aștepta ca Baia Mare să ajungă la acest nivel. Nici măcar comunitatea băimăreană nu se aștepta să ajungă aici și mulți nici n-au înțeles care este misiunea în această candidatură. Eu cred că este un punct important, n-am pierdut nimic, pentru că Baia Mare n-a fost niciodată capitală culturală europeană și nici n-a visat vreodată să fie, decât în momentul în care eu am propus acest lucru la care nu se aștepta nimeni. Așadar, eu cred că ar trebui multe dintre proiecte continuate, cred că trebuie făcut un plan strategic în care parte dintre proiectele din caietul de candidatură să fie duse mai departe și poate acest lucru chiar și într-un parteneriat cu Clujul, pentru că au și ei foarte multe proiecte importante și interesante în caietul de candidatură și le-am putea cupla ca și un fel de alternativă la Timișoara, capitala culturală europeană, să facem Baia Mare cu Clujul o alternativă în 2021 la ceea ce înseamnă Timișoara. Care București. Deci eu cred că Bucureștiul e mai departe de noi, noi suntem mai aproape de Viena și cred că e util să ne gândim noi aici în Transilvania ce avem de făcut. Totuși, v-ați pus oful față de niște, de un participant. Pe de altă parte, n-am avut inspirația să ne luăm consultanți nici de la Fundația Soros, n-am avut nici cel care conduce fundația, care coordona proiectul din partea Fundației Soros sau angajat al Fundației Soros. Și n-a venit nici vreun consilier prezidențial să salute juriul sau guvernamental bun. Acum un consilier prezidențial care
probabil la un moment dat a și fost unul dintre inițiatorii Fundației Soiureș în România la începutul anilor 90. Pentru că ați făcut referire la DNA. Cred că este Timișoara un potrivit punct de intrare sau poartă de intrare pentru ceea ce unii se gândesc a fi fluxul sau drumul de intrare a emigranților musulmani în zona aceasta. Bine, s-a speculat ce ar fi aproape de Novi Sad, un alt partener. Bine, aici este o chestiune obiectivă și nu trebuie să o contestăm. Novi Sadul a fost nominalizat capitală culturală europeană, la fel ca și Timișoara, și poate fi realizat o platformă comună. Dar pentru că ați nominalizat prietenii noștri de la DNA ca și partener al competiției, al juriului, să recunoaștem că DNA a trecut pe la toate primăriile finaliste. Au fost audiați chiar toți primarii, deci în diverse dosare, poate că nu au avut același tratament cu Le urăm succes. Cu siguranță că există instanțe pentru toți și pentru DNA există o instanță chiar divină.